Muzica este creația lui Dumnezeu. Dar de ce e rău să ne bucurăm, să sărim, să batem din palme? De ce e așa de rău? De ce dansa David? Era el sub efectele pe care le spuneți? Iubiții mei, ceea ce nu înțelegem noi este de fapt ce făcea David și tendința noastră atunci când nu înțelegem este să speculăm din traducerile care uneori au fost defectuoase pentru că ele au trebuit să fie adaptate culturii și limbii române, nu sunt traduceri ad literam. Fratele Cornilescu nu a tradus ad literam Biblia pentru că n-ați fi înțeles-o, el a adaptat multe dintre texte. În psalmi, ni se spune cum este Dumnezeu, ni se spune de ce sau cum să batem din palme. Cum să ne manifestăm bucuria? Este o bucurie sublimă a mântuirii? Nu este o bucurie din aceasta condiționată de un om care stă pe scenă și ne spune jump, descătușează-te acum? Înțelegeți voi diferența? Pe de altă parte, David nu dansa în sensul în care înțelegeți voi în cultura vestică. Cele două verbe care sunt prezentate acolo, inclusiv în momentul în care Mihal, nevastă sa, l-a văzut, cele două verbe ne spun că el era ca și cum șchiopăta și se muta de pe un picior pe altul. Am să vă arăt odată cum este acest dans. Este specific poporului evreu. Să nu credeți voi că sărea ca o mingiulică de jos până sus și făcea piruete și făcea tot felul de valsuri. Nu încercați să vă faceți un construct care să vă scuze tendințele acestea doar prin modul în care citiți și speculați conceptele biblice, pentru că în original sunt foarte clare și precise. David nu dansa cum ați văzut voi în fenomenul Cluj. Și dacă nu mă credeți pe mine, mergeți la rabinat și întrebați pe rabinii care sunt mai mari decât mine. Și o să vedeți ce vă spun, că în fond și la urma urmei această carte din care voi încercați să citați, este o carte evreiască. Întrebați-i pe ei și o să vă spună pe limba lor. În octombrie vine rabinul Corman din nou, Baruch, o să fie aici prezent, întrebați-l pe el. El locuiește la Ierusalim și o să vă povestească. E un rabin mai mare decât sunt eu. Să vă spun. Frate Corman, chiar așa sărea David și o să vă spună că nu e chiar așa. Nu speculați lucrurile. Eu vă înțeleg că cumva ni se spun și cultural, ni se spun așa era. Pe de altă parte, într-adevăr, muzica este creația lui Dumnezeu. Dar, ascultați-mă că de aceea v-am și spus științific. Voi ați zis că ați înțeles toate explicațiile psihologice. Există un institut care cercetează fenomenele psihologice, inclusiv impactul muzicii asupra creierului. Voi v-ați întrebat vreodată de ce muzica de relaxare are un specific de ritm? Ia spuneți-mi, vă veți spune vreodată fenomenul Cluj? Nu pot să le zic numele, să nu mă dea în judecată. Dar fenomenul Cluj, vi-l veți spune vreodată să vă relaxeze când vă puneți în pat? Ia să-i punem pește acum să ne relaxăm, dormim bine. E vreunul dintre voi că face asta? Păi zice, nu domnule, că e ca o cafea, ne trezește la... noi vrem să ne culcăm. Pentru că muzica de relaxare are specificul ei. Voi v-ați întrebat de ce Dumnezeu este prezentat nu ca un foc, când Ilie l-a văzut, a venit tunete, fulgere și la un moment dat el a auzit un susur lin. Voi v-ați întrebat vreodată de ce David trebuia să cânte la harpă ca să fugă duhul acela necurat de la Saul? Deși ei aveau și tobe, ei aveau și chimbale, aveau și trompete, cum a zice voi, aveau tot felul de instrumente, de ce doar lua harpa? Mergeți și întrebați, inclusiv la meloterapie. Domnule, la meloterapie, de ce nu există muzica aceasta? Zbâța, 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 zbâța. De ce e întotdeauna una lentă, lină? Pentru că mintea noastră, și o să vă mai explic miercuri, creierul nostru funcționează sub patru tipuri de onde electromagnetice. Alfa, beta, delta și teta. Și că ele pot fi manipulate prin ritm. Când tu poți să alternezi aceste ritmuri într-un mod specific, creierul tău este alterat. De aceea vă spun. De ce eu vă spun că muzica este creația lui Dumnezeu, dar trebuie folosită
tocmai pentru că este creația lui Dumnezeu în mod corespunzător, pentru că orice element al creației lui Dumnezeu are în el însuși putere și că dacă nu-l folosești corespunzător se poate întoarce împotriva ta și că dacă focul de pe altar nu știi să-l manevrezi, te poate arde pe tine, precum pe Uza care l-a troznit în momentul în care a pus mâna pe chibot. De aceea trebuie să fim atenți. Bucuria în Dumnezeu nu se manifestă așa. Moise nu a țopăit țonțoroiul pe gard. Daniel nu a făcut lucrurile acestea, deși era prim-ministrul Babilonului, ci în reverență se întâlnea cu Dumnezeu. Isaia nu a făcut lucrurile acestea. Ezechiel a căzut ca mort când l-a văzut pe Dumnezeu. Psalmistul a spus chiar, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? De ce? Pentru că acolo se cântau toate lucrurile rele, într-un mod deșanțat. Iubiții mei, nu încercați să vă vindeți singuri pielea ieftin. Nu asta este închinarea la adresa lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este bucurie, dar bucuria aceasta este o bucurie a sfințeniei, pentru că este scris roada Duhului Sfânt, Galateni 5 cu 22, este dragostea, care e următoarea? Bucuria. Deci Duhul Sfânt trebuie să genereze această bucurie. Dar ia citiți cu atenție acolo să vedeți că, vedeți voi, bucuria se cuplează cu ceva. Nu poate să fie, să zici, domne, eu mă bucur acum prin Duhul Sfânt. Dar fiți atenți că acolo mai este ceva. Vedeți voi, e o bucurie din aceasta care se cuplează cu pacea. Ia știți, în câtă pace aveți în suflet dacă... După 5 cântări deja ne-am dat Duhul, că nu mai putem să respirăm. Nu spune nimeni să nu bateți din palme. Absolut nimeni. Doar că acolo nu bate nimeni din palme pentru Dumnezeu, ci se bate din palme pentru că ni s-a spus. Acum! Jump, 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 jump. Săriți, 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 săriți. Dezlănțuiți-vă. Iubiții mei, să fim serioși. Mai are sens să mai fondăm încă o discuție? Acolo a fost un om care spunea tuturor ce să facă, iar ăștelalți, ca niște instrumente mecanice, nu făceau altceva decât să imite. Să nu spuneți voi că a fost Duhul Sfânt prezent. Că dacă era Duhul Sfânt prezent, se simțea. Nu trebuia să manipuleze un nene. Nu ne trebuiau lumini, nu ne trebuia ritm. Ritmul acela, v-am spus, psihologic, punem la o parte toată partea teologică, psihologic și științific, nu pot să clameze că acolo a fost. A fost pur și simplu un concert. Nu se diferențiază cu nimic, cu nimic de orice alt concert. Faceți un experiment și cu asta am încheiat, pentru că am depășit deja cu 3 minute timpul. Puneți pe mut, adică luați sonorul total de la acele imagini, priviți-le și apoi în paralel, dacă puteți, priviți imagini tot fără sunet, de la AC/DC, de la Metallica, de la Pink Floyd, de la Coldplay. O să rămâneți, ia uite ce le știe pastorul. Iubiților, eu v-am spus, am trecut prin lume. Nu mă puteți duce de nas, ca pe vițe la tăiere. Eu le-am simțit pe pielea mea lucrurile acestea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm.